Municipiul Orhei a fost cuprins de feieria sărbătorilor de iarnă. S-a întâmplat sâmbăta trecută odată cu inaugurarea pomului de Crăciun și aprinderea luminițelor pe bradul instalat în piața Vasile Lupu. Pomul, înalt de peste 24 de metri, a fost decorat cu mii de luminițe multicolore și cu sute de globuri, turtă dulce și acadele uriașe. Autoritățile promit că municipiul Orhei se va transforma și în acest an în unul de basm și va fi capitala sărbătorilor de iarnă. La numărătoarea inversă de dinainte aprinderii luminilor de pe pomul de Crăciun au participat, potrivit autorităților locale, mii de locuitori ai orașului și raionului Orhei, precum și oaspeți ai municipiului, care au venit din toată țara. 3, 2, 1! Am plecat din Orhei în Rusia acum 20 de ani. Am plecat dintr-un oraș murdar și întuneric, iar acum m-am întors în rai. Sunt foarte bucuroasă. Orheiul este unul dintre orașele care, și de sărbători și în zilele obișnuite, arată foarte frumos și îngrijit. Orheiul, așa cum ne-a promis Ilan Mironovici că o să facă din el Monaco, așa și face. Foarte plăcut pentru noi. Orașul e frumos, înflorește. E foarte plăcut când orașul este frumos, bradul la fel mare și frumos, cel mai frumos brad. La eveniment au participat reprezentanți ai conducerii municipiului Orhei în frunte cu primarul ales, Tatiana Cociu. Mă bucur să vă văd într-un număr atât de mare la sărbătoarea noastră frumoasă, la sărbătoarea noastră de poveste. Vrem să știți că împreună cu echipa noastră din Orhei, susținută de primarul nostru de onoare, domnul Ilan Șor, am muncit foarte mult în acest an ca să facem ceva deosebit. Vreau să vă felicit cu această sărbătoare frumoasă, să vă doresc multă sănătate, să vă mulțumesc că sunteți alături de noi. La eveniment au participat și deputații independenți care, de asemenea, au trimis mesaje de felicitare și asigurări că lucrurile bune vor continua la Orhei. Vă mulțumim foarte mult pentru sprijinul necondiționat care de fiecare dată noi îl simțim din partea dumneavoastră. Și astăzi, din numele domnului Ilan Șor, din numele echipei noastre, vrem să vă felicităm și cu sărbătoarea de astăzi și cu sărbătorile care vin. Și vă dorim ca anul 2024 să fie mai bun la inimă pentru noi toți. Vă dorim sănătate, vă dorim fericire, vă dorim bucurii. La inaugurarea pomului de Crăciun de la Orhei au participat și oaspeți speciali, precum primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, dar și bașcanul Găgăuziei, Evgenia Guțul. Ne foarte priatna сегодня побывать на таком мероприятии. Красочном, красивом. Sunt foarte încântată să mă aflu la acest eveniment frumos. În curând aici va fi o adevărată frumusețe. Știu asta, pentru că știu că tot ce face Ilan Mironovici și echipa sa este la cel mai înalt nivel. Din numele locuitorilor Găgăuziei, vă felicit cu ocazia sărbătorilor de iarnă și a noului an. Găgăuzii, поздравить вас с наступающими рождественскими праздниками, с наступающим Новым годом. Cu mesaje de felicitare a venit și președintele Partidului Șansă, Alexei Lungu, care a participat la eveniment împreună cu colegele sale, Victoria Șapa și Cristina Vulpe. El a spus că nu va lăsa pe nimeni să fure sărbătorile de iarnă. Încă în Orhei sunt oameni cei mai frumoși, care au demonstrat tuturor că Orheiul nu este al lor. Orheiul este al nostru, al moldovenilor, indiferent că suntem ruși, ucraineni, bulgari, evrei, găgăuzi. Noi vom duce toate proiectele până la capăt și vom reuși în toată țara, fiindcă alături de noi este Dumnezeu. Doamne ajută și într-un ceas bun! La mulți ani, Orheieni! Orheiul a fost și va fi capitala sărbătorilor de iarnă. Asigurarea a fost făcută de primarul de onoare al municipiului Orhei, Ilan Șor. Dragi orheieni, vă felicit cu ocazia inaugurării capitalei sărbătorilor de iarnă din țară. Orașul nostru a fost și va fi mereu capitala sărbătorilor de iarnă. Zimnih praznikov! Ura! Pentru seara festivă de la Orhei, echipa lui Ilan Șor a pregătit un program special dedicat nu doar adulților, ci și copiilor. De data aceasta, spectacolul a fost numit Orașul Miracolelor de Crăciun. Copiii și-au revăzut personajele preferate din desenele animate și s-au distrat alături de animatori. S-au jucat, au cântat, au râs, au participat la concursuri interactive, au bătut din palme și au dansat, iar la final Moș Crăciun i-a servit cu mandarine.
Atmosfera de poveste a fost completată cu un recital de muzică de fanfară dedicat sărbătorilor de iarnă. Pe scenă a urcat și cântăreața de la noi, Lia Taburcean, care a încântat pe cei prezenți cu melodiile sale. Oamenii au cântat împreună cu interpreta și au dansat. Eu sunt cea mai norocoasă, ca familie frumoasă, te întâlnesc cu pâine și sare, moldoveni în lumea mare. Măi, iubire, nu pleca, mai rămâi în viața mea, dragostea ce ne-a legat, e vis frumos și adevărat. Printre surprizele serii s-a numărat și Mineli, o interpretă din România. Sărbătoarea a continuat cu DJ Disco. Potrivit autorităților locale din Orhei, doritorii vor putea admira toate decorațiunile din oraș până la sfârșitul sărbătorilor de iarnă. În centrul Orheiului a fost amenajat și un târg de Crăciun, unde vizitatorii pot găsi obiecte de artizanat, diverse delicii și alte bunuri. Din anul 2015, pomul de Crăciun de la Orhei se află în top 10 cei mai înalți și frumoși brazi din Europa.